Bine ați revenit din pauză. Am o mare rugăminte. Știți că fiecare are pornirile și nebunile lui. Aș vrea să vă rog, dacă se poate și cine vrea și nu vă deranjezi, să veniți mai în față. Mie nu-mi place scaunele goale în față. Fiecare cu marile lui rugăminți. Deci dacă nu vă este greu, cei care sunteți mai în spate și puteți să vă mutați în față, vă rog să veniți mai în față. Nu punem foi de extemporal. Este ca la business class, vă upgrade. Deci dacă vreți să veniți mai în față, mi-ați face personal o favoare și vă mulțumesc. Îți mulțumesc, stimate domnul director. Am fost foarte încântată după prima sesiune și m-am bucurat să văd energia și interesul sălii. Suntem o echipă care facem evenimente pe diverse domenii și știm cum sunt oamenii din comunicare, știm cum sunt oamenii de marketing, știm cum sunt oamenii din sală, mă refer la audiență, la un eveniment de tehnologie sau de banking, știm cum sunt oamenii din management și de obicei la conferințele de management, în cei 15 ani de când facem noi evenimente, nu sunt foarte activi. Sunt eleganți, înțeleg, au discurs întotdeauna la pauză, pun multe întrebări, revin, dar de obicei la conferință nu sunt cei mai activi. Și m-am bucurat și am fost foarte încântată și mi-a plăcut foarte mult și cred foarte mult că dacă nu pui întrebări, nu o să afli niciodată răspuns. Și trebuie să întrebi. Și că cea mai ieșită din context întrebare este foarte bună. Este o întrebare. Avem o sesiune în care vorbim despre starea de bine a angajaților. În care vorbim despre cât de important este să asigure angajaților un loc de muncă confortabil, bun, care să le ofere posibilitatea să fie foarte bun și să aibă rezultate foarte bune. Avem o sesiune în care vorbim și despre ce ne așteaptă și ce vine de la generația Y. Și despre cum te ajută un coach să fii coach, să fii mai bun tu în ceea ce faci. Dar avem și un antreprenor, și aici să știți că eu o să fiu alături de Marius, care o să spună despre ce vor oamenii, de fapt, și cât de bine știu ei ce vor sau nu vor. Și o să vedeți că o să avem această abordare 360, care este destul de desuietă în ultima vreme, dar așa o să fie. Și am să vă rog să fiți la fel de activi și să puneți întrebări. Și ca să nu mai stăm să o lălăim, este nevoie de un confort la locul de muncă, cu siguranță. Din ce învățăm, de fapt, la locul de muncă? Aș vrea eu, nu știu dacă ridic sau nu mingea la fileu, din o atitudine calmă, călduță, din succes sau din eșec. Ce avem nevoie și cât de mult contează locul de muncă? Și am să vă rog să întâmpinăm în aplauze pe Mihai Poparadu. Bine ai venit, Mihai! Titlul intervenției mele de astăzi, pentru care vreau să mulțumesc celor de la DISCO, îmi oferă ocazia să o am, este intitulată Starea de bine a angajaților, respectiv dacă este mai degrabă un moft sau deja a devenit o necesitate. Și înainte de a vă expune punctul meu de vedere, v-aș întreba câți dintre dumneavoastră, în mod onest, considerați că starea de bine a angajaților este o necesitate? Mulțumesc! Din experiențele mele de până acum, realitatea celor care decid diferă un pic de percepția celor care sunt aici în sală. În sensul în care, și mi-asum este percepția mea, deci este un punct de vedere subiectiv, mulți din cei care conduc destinele organizațiilor sunt în continuare destul de mult preocupați și pe bună dreptate, mai ales din 2008 cu criza, din 2000 cu coace,
putea se raporta în continuare la angajați ca fiind o resursă pe care, domnule, o folosesc cât și cum pot mai bine și preferabil cu cât mai puține costuri de întreținere. Dar ce vom vedea este că starea de bine a angajaților este deja o necesitate și implicit starea de rău, care este uniform distribuită pe planetă, este o mare problemă. Și nu cred că întâmplător cei de la Organizația Internațională a Muncii, acum 2-3 săptămâni, au publicat acest raport dedicat temei stresului la locuri de muncă, pe care o consideră a fi o provocare comună, o provocare colectivă. Cine este interesat să citească raportul, care este o lectură foarte tristă, îl puteți găsi lesne pe internet. Și chiar în preambulul acestui document se spune că diferitele, să le spunem, afecțiuni, suferințe legate de starea de rău a angajaților sunt uniform distribuite din punct de vedere al profesiilor, uniform distribuite din punct de vedere al ceea ce putem numi generic nivelul de dezvoltare economică a unei țări. Și mai mult decât atât, și ceea ce face problema foarte gravă, este că cu aceste probleme se confruntă nu doar cei care suferă direct, ci și cei care fac parte din universul acestor oameni, respectiv familiile, prietenii. Și această stare de rău are costuri, care, după cum vom vedea, sunt niște costuri astronomice, dar de care, din păcate, de cele mai multe ori nu prea suntem conștienți, deși noi cu toții, ca parte din societatea în care trăim, le suportăm. Conform aceluiași raport, costurile legate de starea de rău, o numesc generic, angajaților, doar la nivelul Uniunii Europene, pe an, se situează la peste 600 de miliarde de euro. Și am pus cifra, am scris acest număr, nu cuvinte, ci cu zero, ca să vedeți cât de multe. 600 de miliarde de euro pe an, doar în Uniunea Europeană. Și ele sunt defalcate, aici sunt prezentate doar primele patru categorii. Pe primul loc, întâmplător sau nu, așteptat sau nu, se află costurile datorate absenteismului și a ceva ce eu nu știam până să citesc acest raport, care are deja un cuvânt. Respectiv, ceea ce în engleză se numește presenteism. Adică asta la proveste program, de multe ori mai mult decât este necesar, fie pentru că așa cred eu că pot fi remarcat și promovat, fie pentru că, mai ales din 2008 încoace, cu aceiași oameni sau chiar cu mai puțin, se dorește a se face aceeași muncă sau poate chiar mai mult. Vedem după aceea costurile datorate productivității scăsute, costurile asociate cu diferite probleme de sănătate și, pe ultimul loc, cele care sunt de cele mai multe ori cele mai evidente, poate, costurile asociate compensațiilor pentru diferitele dizabilități pe care oamenii le au datorită accidentelor la locul de muncă. Mai mult decât atât, probabil, unii dintre dumneavoastră știți că cei de la firma Gallup fac, dacă nu mă înșel, în fiecare an, o cercetare la nivel global, în care încearcă să măsoare ceea ce numesc ei nivelul de implicare al angajaților, așa numitul level of engagement. Și deși ultimele cifre pe care le-am găsit sunt portate la nivelul anului 2012, am făcut și am reușit să găsesc un trend raportat la Statele Unite și Canada la nivelul anului 2015, nivelul era similar, deci plec de la premisa că și pentru Europa Centrală și de Est suntem tot cam acolo. Procentul de angajați implicați este, cum putem remarca, cu puțin peste 10%, aproape de 3 ori mai puțin decât angajații total neimplicați și undeva la mijloc, marea masă, sunt acelor care sunt influențați foarte mult de cei din categoria a treia și foarte puțin de cei din prima categorie. Și această neimplicare sau implicare minimală a angajaților are la rândul său
foarte mari costuri care se adaugă la cele 600 de miliarde despre care deja vorbeam. Acum, sursele acestei stări, de fapt, le știm cu toții. Supraîncărcarea, iluzia în care în continuare cu tristețe observ că se crede că putem să facem multitasking, când de minim două decenii cei care studiază modul în care ne funcționează creierul și mintea spun că este imposibil. Este inclusiv pe YouTube o conversație pe această temă cu un profesor de la Universitatea Stanford care spune că este mult mai ușor pentru omul de rând să le viteze decât să facă multitasking. Și cu toate astea, inclusiv ne mântrim, domnule, pot să fac 7 lucruri în același timp, la care se adaugă supraîncărcarea cu informații, și vorbesc aici strict de informații de care avem nevoie să ținem cont și să le asimilăm pentru a fi în pas cu noutățile din domeniul de activitate al fiecăruia dintre noi, la care, ca și cum n-ar fi suficient, mai adăugăm tot felul de gunoaie pe care le adăugăm în minte și investim timp, care în marea schema lucrurilor, sau și mă întreb cam câtă valoare adaugă, dar este o modalitate foarte deconectantă și neimplicantă de a petrece timpul. Și ca și cum toate aceste lucruri nu ar fi suficiente, într-un studiu recent făcut de 2 cercetători de la Harvard Medical School, au ajuns la concluzia pentru mine zguduitoare, că în timpul în care suntem trăiși, descădem fiecare cât doarmă pe zi, aproape 50% din timp, mintea noastră este în cu totul altă parte decât la activitatea pe care credem că o facem și declarăm că o facem. Respectiv, scriu un mail și, conștient sau nu, mintea zboară la ce conversație tâmpită am avut acum o oră. Trebuie să grăbesc să scriu mailul ăsta că iară trebuie să mă duc la nu știu ce ședință la care mă pierd, ce caut acolo. În momentul în care sunt la ședința respectivă, mintea îmi zboară iarăși de multe ori inconștient și îmi zic oi ajunge la timp să-mi iau copilul de la grădiniță sau când fac să mă duc să-mi iau lucrurile de la curățătorie și așa mai departe. Fiecare își poate umple golurile cu propriile gânduri care ne distrag de la ceea ce facem. Și chestia asta devine, într-un fel, observabilă pentru noi în calitate de observatori și de cei care primim, de multe ori în conversații. Și vă invit pe fiecare dintre voi să vă gândiți cam de câte ori pe săptămână, ca să nu spun pe zi, sunteți într-o conversație în care simțiți că persoana cu care vorbiți e cu mintea în altă parte. Și nu face din răutate. De multe ori o facem pentru că niciodată, cel puțin din nou, mă raportez la propriile mele experiențe educative, de la grădiniță până la MBA, nu am participat la un curs de o oră în care să fiu învățat, spre exemplu, să ascult. Chestia asta am învățat-o de pe la 31 pic de ani, când am început să mă formez ca și coach. Deci, asta este o realitate la care vă invit să reflectați, chiar dacă sunteți tentați să spuneam, a, nu, eu sunt diferit. Vedeți cum e. Deci toate aceste lucruri, din punctul meu de vedere, sunt o sursă de îngrijorare care poate duce chiar la panică. Și nu este neapărat un lucru rău, dacă suntem speriați și poate chiar un proces de această realitate. Pentru că înainte de a începe să adresăm o problemă, așa cum spune unul din actorii mei favoriți, Jeff Daniels, într-un serial pe care vi-l recomand cu mare plăcere, The Newsroom, spune primul pas în rezolvarea unei probleme îl reprezintă conștientizarea și asumarea faptului că problema există. Atâta vreme cât eu mă amăgesc cu gândul că eu sunt altfel, că departamentul meu e altfel, că organizația mea e altfel, nu o să am niciun motiv ca să mă apuc cu adevărat să reflectez, să văd voi ce e de făcut. Și când vorbesc de asumarea și conștientizarea unei probleme, nu o vorbesc doar la nivel declarativ, ci chiar să o simt în străfundul ființei mele și să zic, băi, e grav. Pentru că, până la urmă, ajunge să mă doare și pe mine. Chiar dacă nu direct. Și semne bune există, pentru că, inclusiv la noi,
sunt din ce în ce mai multe organizații care au început să creeze, să investească bani, timp, atenție în crearea unor programe de cultivare a ceea ce mi-e îmi place să spun în română, că avem o limbă frumoasă, starea de bine. Și care au diferite fațete care sunt, zic eu, frumos sintetizate și reflectate în această imagine, la chestii care țin de o dietă mai sănătoasă, până la chestii care țin de starea fizică de bine. Doar că ce este important să nu uităm, și asta de multe ori e neplăcut, este să ne asumăm faptul că eficiența oricărui program care ține de cultivarea stării de bine a angajaților depinde de climatul general din organizație. Atâta vreme cât avem organizații în care predomină stilul de tip command and control, în care în continuare nu se caută soluții pentru a fi mai bine în viitor, ci hai să vedem cine a greșit ca să știm cum îl pomnim, în care în continuare angajații sunt motivați prin aceste anacronice pârghii, respectiv pedeapsă și recompensă, și în care, din păcate, oamenii sunt dresați și forțați să vină și să-și manifeste la locul de muncă o parte infimă din talentele și inteligențele pe care fiecare dintre noi le avem, respectiv, ni se cultivă și ni se spune că trebuie să fii cât mai rațional, să-ți cultivi componenta masculină, pentru că dacă stai și ne uităm și aici, vă invit, și mai ales pe doamnele, pentru domn, cred că mai ușor, spuneți-mi în mod onest, în esența dumneavoastră feminină, cu câte dintre cuvinte vă recunoaște, vă regăsiți. Determinare, setare, obiective, acțiune, drumul direct, decide, acționează. Cât am reușit eu să-mi cultiv partea feminină din mine și să-mi mor eu dacă găsesc ceva aici. Poftim? Ok, e minunat, dar te regăsești în ipostaza de femeie sau în ipostaza de om de succes? Putem dezbate. De asemenea, că stăteam și remarcam acest vizual, care ar fi frumos, v-aș invita să vedem câte dintre cuvinte îndeamnă la reflecție. Eu găsesc unul, care și ăla este cadrat. Trebuie să fie positive thinking. Și asta nu este niciun fel un reproș la adresa vizorului, este doar o reflectare a unei stări de fapt. Și mă întorc la ce spunea Jeff Daniels. Ca să rezolvăm o problemă, trebuie să ne asumăm faptul că există. Și nivelul la care acest tip de raportare la lume și viață a ajuns să ne influențeze modul în care trăim și acționăm, este atât de profund încât ne amagim de multe ori cu iluzia, domne, așa este, așa ar trebui să fiu și dacă nu sunt pe modelul ăsta, e ceva greșit cu mine. Poate că da, poate că nu. Dar, din nou, realitatea în care am ajuns în urma acestui mod de funcționare este cel pe care vi-l prezentam, care este măsurat și măsurabil și pus în cifre. Apropo de necesitatea existenței unui cadru optim ca aceste programe care promovează și cultivă starea de bine a angajaților să funcționeze, întâmplător sau nu, sincronicitatea a fost de partea mea și acum 2 săptămâni, în Harvard Business Review, apare un articol cu un titlu care vorbește de la sine. Ha? Șefii buni fac mai mult pentru starea de bine a angajaților decât orice program care își propune să cultive existența. Și din nou vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să reflectați în ce măsură, dom'le, cam așa tin să cred. Pentru că știm cu toții, nu doar că noi ne contaminăm între noi la nivel emoțional, dar trăim într-o societate care în continuare este una nu doar de tip patriarhal, dar care apucăturile din vremea comunismului nu am reușit să ne debarasăm. Și contaminarea vine de sus în jos. Dacă șeful este bine dispus, e ok. Dacă îl vedem într-un fel sau altul înnegurat, ne punem probleme. Oare ajunge și la mine? Și în acest articol, printre alte multe lucruri interesante, spun că
ceea ce contribuie la starea, aș spune de bine, nu neapărat de fericire, că fericirea e un concept foarte vast și vag. Ceea ce contribuie la starea de bine a angajaților este un climat bazat pe, și repet, este ceva publicat în Harvard Business Review, nu în New Age Quarterly, umanitatea. Un climat în care este promovată și asumată iertarea, bunătatea, încrederea, respectul și inspirația reciprocă. Și din nou, nu sunt doar vorbe, nu sunt doar niște chestii de tipul wishful thinking. Există și aici studii, dar pe care mulți dintre noi fie nu le investim timpul să le aplicăm, fie din nou spunem, e acolo, dar nu e altfel, e mai greu, nu se poate, care demonstrează că un climat pozitiv la locul de muncă adresează toate lucrurile pe care orice manager și lider și antreprenor cred că și le dorește de la proprii angajați. Și asta presupune, zic eu, o tranziție care în unele companii a început să se și întâmple, la noi nu știu cât am lume, da? Respectiv, tranziția de la organizații în care ceea ce prevalează și contează este ceea ce vine din neocortex și total separat și disociat de orice emoții și sentimente, la o abordare mai umană. Pentru că, până la urmă, se pare că nici măcar cei de la Google nu au reușit să facă niște mașini care să conducă singure, pentru că ele trebuie să interacționeze cu mașini conduse de oameni. Și oamenii nu întotdeauna respectă regulile și mai mult decât atât, oamenii întotdeauna, până la a face ceva, au în spate o emoție. Ori noi asta până acum am negat. Acum am început să vorbim despre stăteam la un moment dat și mă întrebam dacă acum, chiar și 5 ani, m-aș fi simțit suficient de confortabil și poate curajos să vorbesc despre necesitatea acestei aduceri la oaltă. Probabil că nu, dar mă bucur că am ajuns să o fac. Și nu întâmplător, poate orientarii, cum vorbesc despre minte, arată aici. Nu aici, nu aici, ci la mijloc. Trebuie să le aducem împreună. Acum, legat de aceste programe de well-being, cei de la The Economist au publicat la începutul acestui an un studiu foarte interesant, care, printre altele, arată că, inclusiv în organizațiile unde există dorință ca aceste programe să existe, să fie implementate, deci există și intenția, și motivația, și resursele, sunt discrepanțe, unele dintre ele majore, între ceea ce cred angajatorii că vor angajați și ceea ce vor, de fapt, angajați. Și aici, de multe ori, problema apare pentru că nu se face ceva ce este fundamentul comunicării umane atunci când vreau să aflu ceva de la cineva. Să întreb. Da? Noi proiectăm în camerele de consiliu, mai aducem în afară niște consultanți care, nu zic că nu știu, dar nu știu care este realitatea în organizație, în loc să fac un simplu chestionar și să întreb, băi, tu, ce ți-ai dorit? Și aici, ei se arată și le-am și încercuit, că principalele două categorii care contribuie semnificativ la starea de bine a angajaților ține pe de o parte de posibilitatea de a avea programe flexibile de lucru și, direct legat de starea de bine, să aibă opțiuni de hrană sănătoasă la ceea ce putem numi generic cantinele organizațiilor acolo unde acestea există. Revin cu această imagine. Și dacă ar fi să o luăm pe ea ca pe o reprezentare a chintesenței unui program de well-being, ce credeți că lipsește? Sau haideți să o luăm invers. Ce există? Ce apare reflectat aici? Apare ideea că pentru a mă simți bine, corpul meu trebuie să simtă bine, deci trebuie să mă hrănesc sănătos. De aceea acel avocado. Ce mai apare? Mișcarea, sportul, da? Aha. Oamenii nu sunt într-o relație mai mult din fiecare cu distracția lui, cumva, că nu fac, nu fac. Poate fi și asta, dar deja știm că există și la noi o serie de activități din astea de, să spun, sport de masă cu mare priză în rândul oamenilor din corporații, care
stimulează și spiritul de echipă. Dar ce lipsește? Exact. Mulțumesc. Știm cu toții, nu știu dacă se mai face latină, dar unul din proverbele pe care le-am învățat cum vă să fac eu latină. Ce avea la început? Mai tare, vă rog. Minte sănătoasă, un corp sănătos. Exact. Dacă stăm și ne uităm la majoritatea programelor de well-being, partea care ține de minte, cum îmi îngrijesc mintea, deși până la urmă asta e ceea ce îmi plătește angajatorul, strălucește prin absență. Și v-aș întreba inclusiv pe dumneavoastră. Vă dau câteva secunde de reflecție. În ce fel, în mod concret, pragmatic, aveți grijă de propria minte, nu vorbesc ca celor din jur. Când a fost ultima oară când v-ați dat o pauză proprii minți? 2 minute. Și... Minună? Avem pe cineva aici care a făcut-o ieri. Și cum ai făcut? Nu deloc. Altcineva? Fiecare are doar lui care să rupă un pic. Perspectivă? Unii se pot uita la o păterică, la o coadă, la un telefon, la un patrat. Alții meditează, alții se roagă, alții citesc, alții aleargă. Vedem foarte mulți oameni din corporații care pentru a relaxa venim de a fac mișcare. Știm toți că dacă obosești, făcând mișcare, te relaxezi, nu mai vine când citești. Că dacă ai mintea obosită de lectură, de mod intelectual, te relaxezi făcând mișcare. Da, corect. Așa, deci, ideea este că... Un care dă un stop, un refresh. Da, da, da. Și oprește un pic. Motoarele pornite, da, de o pune pe pauză, pentru că... Și vă mulțumesc pentru varietatea de opțiuni pe care le avem. Important e să vedem fiecare din această vastitate de oportunități pe care le avem, cum ne creăm propriul regim. Pentru că revenim la raportul de care vorbeam mai devreme, ceea ce spune acolo este că este clar că protecția sănătății mentale a angajaților ar trebui să fie concentrată pe strategii de prevenție, nu doar pe ce facem cu. Că de-aia acum văd că se vorbește foarte mult despre bărnă. Hai să vedem cum facem să nu se mai mută, să nu se mai ajungă la bărnă. Și un lucru încurajator este faptul că, așa cum spunea William James, încă din secolul XIX, fiecare dintre noi, oamenii, avem o capacitate de care adeseori să nu suntem conștienți. Capacitatea de a alege un gând în defavoarea altui gând. Nu putem să controlăm tipul de gânduri, cantitatea de gânduri pe care o avem, dar ce putem face este să decidem, bun, astăzi, aici, acum, în acest moment, pe care gând decid să-l urmez. Poate că niciunul. Dar nu să fim pe pilot automat. Cât mai am? Mai expirat de mult? Ok. Dar continuăm. Doar că vreau să-l urmă un pic. Da. Și un lucru pe care eu îl practic, cu efecte benefice pentru mine, cel puțin pentru cei din jur, și care este echivalentul a ceea ce putem numi fitness și igienă mentală, este o practică care poartă numele de meditația mindfulness. Și efectele sunt nenumărate. Cei care vă doriți pot să vă oferă o cartolină pe care să vă puneți la vedere ca să vedeți de ce merită să o faceți. Și este ceva foarte simplu, care din păcate vreau să experimentăm, dar poate luăm din sesiunea de întrebări și răspunsuri. Este ceva care în Statele Unite și în Europa de Vest a început să se împrăștie precum la propriu focul în savană. Sunt o serie întreagă de oameni din vest generic de succes care o practică și declară în mod public efectele benefice pe care le are. Sunt o serie întreagă de organizații
care deja au programe, care fie cadrul programelor de stare de bine, fie programe distincte, au programe pe care oferă angajaților ocazia să învețe și apoi să practice la locul de muncă acest mindfulness. Și sunt o serie întreagă de instituții de învățământ foarte serioase, prestigioase, care de măcar un deceniu studiază și promovează și școli gen IMD, INSEAD sau Harvard, implementează în programele lor pentru studenți componente de mindfulness. Și, nu în ultimul rând, este și unul din lucrurile care este menționat de către angajați ca fiind printre cele pe care și le-ar dori să fie mai prezente aceste lucruri care țin de meditație și clase de yoga în programele de well-being. Ceea ce este important este, mai ales că începe și la noi să fie o modă, dacă vă decideți să urmați un astfel de program, fie în plan personal, fie în context organizațional, să vedeți la cine faceți apel. Pentru că au început și aici, mi-aduc aminte cum erau acum 10 ani, eram 5 coach cu toții, pe care au început să apară precum ciuperci pe ploaie, așa au început să apară și instructorii de mindfulness, acum oameni care până acum un an, doi, nu prea aveau legătură cu subiectul. Și închei cu un citat dintr-un desen care, deși este animat, este plin de pilde foarte înțelepte. Este vorba de Kung Fu Panda 1, care maestru Ogui spune că mintea noastră este precum apa. Când este agitată, este greu să vezi prin ea. Dar dacă o lași să se liniștească, răspunsul devine limpede. Și fiecare dintre noi avem și posibilitatea și, aș spune, obligația, în primul rând, față de noi înșine, ca din când în când să lăsăm apa să se liniștească. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog, dacă aveți întrebări. Bună, mulțumesc de informații. O întrebare pe care cred că ai mai auzit-o. În ce măsură crezi că avem nevoie de psiholog, psihiatru? Că nu mai știu diferența. Mulțumesc. În ce măsură avem nevoie cine? Noi angajații? Păi asta, din punctul meu de vedere, este o chestiune care ține de fiecare persoană în parte. Ține de ceea ce îmi place mie să numesc asumarea rolului meu de adult. Care eu sunt responsabil pentru mine și pentru starea de bine. Acum, în ce măsură chestia asta poate fi inclusă într-un program de well-being organizațional, din nou e de văzut de la caz la caz. Da. Eu ce pot spune este că cam de când am început să mă formez și să practic coaching, ca proces al propriului meu proces de autocunoaștere și de cultivare a stării de bine, nu cred că a fost o perioadă mai lungă de un an în care să nu apelez la serviciile unuia sau altuia dintre experții pe această zonă pe care o numesc generic de terapie. Și asta pentru faptul că am ajuns la concluzia, care pentru mine este o convingere, că fiecare dintre noi avem lucruri de care nu suntem conștienți, care vin din trecut și care se manifestă în prezent. Și cum spuneam în citatul acela menționat de Newsroom, este foarte important să ne asum conștientizarea faptului că asta este realitatea, nu e nici bună, nici rea. Și să văd ce fac cu ea. Problema este că, și cred că asta este unul din lucrurile care e inclus în motivația întrebării tale. Trăim în continuare într-o societate care, nu știu de ce, asociază un fel de stigmă. Dacă fac apel la un terapeut. Nu știu de unde vine, dar... Aș vrea să punem întrebările mai scurt și răspunsurile, dacă se poate, un pic mai scurt. Bună, sunt de acord cu tine că sunt o grămadă de coach născuți peste noapte, la fel cum a fost moda trainerilor, toți erau trainer, de la student până la fost manager, nu știu ce, toată lumea era trainer.
Spune-mi, te rog, pentru că trăiesc în pasul ăsta, dacă la training e foarte ușor să-ți dai seama pe care, ce firmă de training sau ce program vrei să iei, pentru că vezi un demo, vezi un trainer, decizi în funcție de conținut și de trainer, cum poți să alegi un coach față de un altul? La ce trebuie să te uiți? Care sunt cele criterii care fac un coach să fie coach bun? O calitate esențială și indispensabilă a unui coach, indiferent de formare, este cu adevărat asumarea capacității și dorinței de a asculta. Și în momentul în care simt că cel din fața mea, care se prezintă ca și coach, într-un fel sau altul crede că știe mai bine, înseamnă că deja avem o problemă. La școala de coaching noi nu învățăm și am trecut prin vreo 4 până acum, nici la niciuna dintre n-am fost învățați, domne, cum să îi găsesc soluția clientului. Dacă reușesc în sine să creez un spațiu și fizic și mai ales mental pentru client sau client în care aceasta se poate relaxa ca persoană, să-și lase jos măștile și să vorbească de multe ori către mine ca și cum aș fi o oglindă vorbitoare în care doar reflect, atunci cred că avem o serie de ingrediente esențiale. Și ce aș mai spulbera, pentru că îl întâlnesc frecvent, este mitul, domnule, trebuie să mă simt bine, să existe chimie. Trebuie să existe chimie până la un punct. Pentru că s-ar putea ca să am nevoie de un coach care nu neapărat să mă limite, nu neapărat să-mi arate că sunt de prost, dar să mă scoată cu gentilețe și cu respect și conștiință din starea și zona de confort, care este cu totul altceva. Avem o întrebare? Bună ziua, Reși Dumar, mă numesc. O să vă pun așa o întrebare din postura unui viitor angajat, pentru că am citit cărțile lui Gerd Hofstede și una dintre dimensiunile pe care le abordă este power distance. Noi fiind o țară cu un trecut comunist, la această dimensiune în continuare suntem mult peste medie, pentru care oamenii angajați în general răspund tind să răspundă strict la incentives, adică ori la reward, la recompensă, ori la pedeapsă. Mă gândesc că pentru a crea un well-being este mult mai ușor cu un buget alocat mult mai mic decât s-ar dori, de exemplu, pentru Google, unde deja au foarte multe facilități și e necesită... Nu e clar întrebare. Da, vreau să vă întreb dacă, sincer, vedeți plauzibil un buget alocat pentru instituțiile de stat care să investească în această zonă de well-being a angajaților. În viitorul apropiat, mă refer. Despre instituțiile de stat nu mă pronunț, pentru că de când mă ocup de coaching respectiv din 2003 încoace, nu am avut niciun client firmă de stat, nici nu-mi doresc. Ce vreau să spun însă că, indiferent de formă de proprietate, atâta vreme cât cei care conduc cu adevărat vor și își pot trata oamenii nu ca subordonați, ci ca oameni, lucrurile se întâmplă. Și chestia asta că noi răspundem mai degrabă la bici și mângâiere decât alții, nu credem. Pentru că, mai ales generațiile tinere, unii dintre inclusiv din țară, din sală de aici, nu știu cât erați născuți sau câți ani aveați în 89. Și să dăm tot timpul vina pe monstruoasa moștenire, deja după 26-27 de ani, mi se pare o scuză facină. Nu dădeam vina niciun caz. Întrebam tocmai pentru că majoritatea angajaților nemulțumiți sunt de la stat, adică se... Nu, sunt mulți angajați nemulțumiți și în firmele private. Doar că nemulțumirea asta vine din neasumarea responsabilității. Și ce vine din urmă, din comunism, este faptul că încă avem tendința să pasăm pe celălalt. Firma sau șeful este tata sau mama, eu sunt copilul și trebuie să aibă grijă de mine. Copilul, ca să primească, trebuie să și ceară. Da, tocmai de asta, dacă nimeni nu de la stat n-a contactat... Rog să vorbiți și la pauză. Să continuați discuția. Mulțumesc foarte mult, Mihai. Felicitări pentru prezentare și pentru că m-ai introdus.
Am să-l rog pe Marius Tudosiei, care este antreprenor la Topenia Veche. Vorbim cu colegii mei în redacție. Marius Tudosiei poate să spună că este top manager, CEO și tot ce vrea el. Dar vreau să auzim și varianta ta. Deci un antreprenor pe scenă la Management 360 și vă rog la pentru cine nu a auzit de Bocănia Veche, e o prăvărie mică, are doar 40 de metri pătrați și o mulțime de probleme mai nou. Chiar astăzi aș putea să vă zic că vin direct în tranșie, unde am încasat un interesant blonde. Una dintre doamnele care lucrează la noi ne-a anunțat că a primit o excursie de 10 zile și ea de mâine pleacă. Mâine ar trebui să fie în shift-ul ei. Adică nu se vine la muncă, eu o să meargă la aeroport. N-aș vrea să credeți că m-am intenționat, mă poziționez împotriva teoriilor care spun că angajaților trebuie să le creăm super condiții, să le facem viața super ușoară, foarte bună. Nu contest asta, îmi doresc din tot sufletul. Dar de acolo de jos, de unde vin eu și, din păcate, pentru mine, nu neapărat lucrez cu cea mai interesantă și mai bună categorie de angajați, în fine. Au un anumit nivel. Noi nu avem angajați profesori universitari, oameni care au o conștiință foarte bine dezvoltată. Lucrăm cu niște oameni din zona nu știu cum se zice. Mediu. Să zic. Aspiranți către mediu. N-aș vrea nici să credeți că mă poziționez ca pe linia aia cu sunt în două tabere care sunt într-un război permanent între ele. Angajații sunt aia care dețin arme de orice calibru. Angajații trebuie să încaseze masiv pentru că dați-mi voie să vă spun că de la nivelul ăsta, de la nivelul, noi avem prăvălie chiar la stradă, deci de la parter, lucrurile sunt exact invers. De, măcar de liniștea noastră, nu de bunăstarea noastră a celor care se preocupă să existe salarii livrate la timp, condiții bune de muncă și absolut totul bine conturat, lucrurile se văd diferit. Știu că în clădirile cu foarte multe etaje, angajații, și știu pentru că și eu socoteam într-o vreme lucrurile cam la fel, sunt mai mult niște statistici, niște cifre, niște categorii, pentru că top management poate nu ajunge să lucreze direct într-o relație 1-1 cu oamenii ăștia. Oamenii care ar trebui să își dorească în fiecare zi exact ce ne dorim și noi. Adică, nu știu, vorbesc pentru mine. Mă trezesc în fiecare dimineață cu dorința să fac lucrurile mai bine decât ieri. Să fiu mai bun decât ieri. Să fiu mai eficient, să fiu mai bun. Chestia asta cu eficiența, dați-mi voie să vă dau această veste proastă. Nu-i preocupă deloc. Iar asta cu stresul la muncă, da, eu cred că mare parte din stresul unei zile de muncă vine în faptul că ți-ai depășit deadline-urile, că nu ți-ai făcut neapărat foarte bine treaba și că există șanse foarte mari să le prindă cineva în legătură cu asta. Noi suntem o companie mică. Dimineața a existat o cifră de 220.000 de angajați în Microsoft și nu sunt neapărat foarte bun la matematică, dar am scris, am numărat câte zerouri sunt dincolo de cei 22 ai noștri. Multe zerouri. Nu pot să zic că nu-s preocupat de soarta lor. Bani în cont. Sunt mai mult decât preocupat. Am avut, de exemplu, o doamnă care venea de la, făcea naveta, venea ea la muncă în fiecare dimineață, făcea niște lucruri acolo. Nu îi puneam niciun fel de obiectiv, că nu e despre asta totuși într-o companie cu
22 de oameni și la nivelul ăsta, adică nu avea target câte plăcini trebuie să facă ea. I-am ajutat copilul să-și găsească un job, pentru că nu avea un CV, l-am învățat să-și scrie un CV. Din păcate, nu avea un coeficient de inteligență prea ridicat, dar într-un final l-am ajutat-o să-i găsească un job, să-și găsească un apartament de chiriat. I-am făcut chiar niște pachete când se ducea la medic să nu meargă cu mâna goală, să... I-am făcut noi programări și am plătit o consultație la un specialist, că realmente la Bătăie chiar avea nevoie de un specialist. Și într-o zi când eram în vacanță în Austria, am primit un SMS de la tipul care era în momentul ăla manager în Băcănie și SMS-ul suna scurt. Am prins-o pe doamna cu tare furând. Ce fac? Deci omul ăla, pentru care... nici n-aș vrea să credeți că mă laud într-un fel, nu pasă de oameni nimic. Pentru care făcuserăm atâtea eforturi, a considerat de cuvință că niște... Eu nu... Cum să zic? Păi nu... asta pornește spre Marius. Mă bucur foarte mult că Evu Mediu a fost declarat perioadă depășită și nu mai putem să... Hai să mai zic încă un lucru apropo de starea de bine. Avem o poziție de om care face aprovizionare și conduce o mașină și face aprovizionarea. Am găsit un domn un pic mai în vârstă, care mi-a zis că el nu poate să stea full-time, i-am dat salariul de full-time pentru part-time-ul pe care îl prestează și s-a revoltat că n-a primit la doar câteva luni după ce a fost angajat, că el n-a avut primă de Paște. Din câte știu eu, poate greșesc, dar prima de Paște nu e vreo... adică nu e de milă cuiva. E o opțiune și ar trebui să recompenseze ceva, teoretic. Deci un om care face un part-time pe salariul de full-time, pe care nu l-am văzut niciodată pentru că a făcut vreo greșeală, deși a făcut foarte multe greșeli, care refuză să facă un extra efort, însemnând două, trei opriri în plus, ca să îmi cumpere exact lucrurile alea de care am eu nevoie, motiv pentru care mi le cumpăr singur, îmi spune de la obraz că e nemulțumit că nu a primit prima de Paște. Nu știu ce să cred despre tipul ăsta de relație. N-aș putea spune că nu le oferă oportunități să învețe și să experimenteze. Noi lucrăm cu mâncare și vă zic sincer că sunt puține locuri în orașul ăsta care să le dea pe mână oamenilor ingredientele pe care le dau eu lor să le lucreze. Și o să ziceți că nu e vreo mare sfârială, dar atunci când îți dorești să fii bucătar, să ai șansa să lucrezi cu langustine într-un oraș în care se vând 20 de kilograme de langustine pe săptămână, măi, e o chestie. Adică e ca și cum ai primit un mic training undeva. N-aș putea spune că sunt neapărat bucuros de chestia asta sau că simt un rezultat prea bun. Pentru că, pur și simplu, așa stau lucrurile. E posibil să fiu eu ghinionistul clasei, nu zic nu. E posibil să fac niște greșeli foarte mari, mai ales în ceea ce privește flexibilitatea pe care le-o permit în legătură cu programul. Vedeam cifra pe care ai pus-o acolo și stăteam și mă gândeam în ce situație exact pe invers. Le-am lăsat pe doamnele de acolo să-și regleze singur programul și rezultatul a fost că vreo 3 zile a trebuit să le acopăr eu. Pentru că așa de flexibil au fost încât doar că nu s-au înțeles. M-am anunțat că sunt 3 zile neacoperite. Deși, overall, nu avem un orgă întreagă, adică niciuna nu are 40 de ore pe săptămână. Dar scuză-mă, e un cer extrem în acest caz, nici prea multă flexibilitate
dai seama că nu ne-am zis să stabiliți voi programul și după aia ne mai vedem luna viitoare la discuția asta. Am fost acolo, doar că uneori sunt atât de șocate lucrurile astea încât nu reacționez. Adică, ok, au fost 3 zile de acoperit, le-am luat, ce să fac? Adică... Ei, în capătul celălalt trebuie să recunosc că într-o altă echipă unde libertatea asta a căzut pe un teren un pic mai fertil, am niște rezultate foarte mișto și facem... dar nu sunt numai exemplele mele. Unul dintre brutarii cu care lucrăm are 3 posturi, are nevoie de 3 brutari și are 7 angajați. Și l-am întrebat, cum te rog, dar pe cum e 7 în loc de 3? Zice, e frică să am mai puțin de 6, pentru că cam dispar așa. L-am întrebat exact ce înseamnă asta și mi-a explicat că te poți trezi că după pauza de prânz nu se mai întorc la job. Da, oameni cu carte de muncă, cu toate documentele. În construcție, primele 3 zile după salariu. Voilà. Tot acum, cum să vă zic? Cât am lucrat în corporații, inclusiv pentru mine lucrurile arătau diferit. Aveai ceea ce numesc generic un departament de resort. Aveai probleme cu computerul, trebuia să sunt în interior, vrea cineva să rezolva. Când ești pe picioarele tale, nu ai un departament de resort, nu ai un departament de HR, trebuie să ți le rezolvi singur pe toate, inclusiv genul ăsta de relație cu, cu angajații, cărora, da, eu în continuare le dau credit și încerc să le creez toate condițiile să învețe și să se dezvolte. Dar vreți să știți că la un moment dat am putut să trimit echipa de la Charity Shop la un... Era un training de 3 zile, nu costa neapărat puțin, dar am zis, ok, eu un cost pe care pot să-mi-l asum, să-i trimit într-un training. Găsisem chiar o variantă în care să îi înlocuiesc pentru alea 3 zile, ca să poată merge acolo. Și răspunsul a fost că nu vor să merg. Și n-au mers. Adică, în fine, repet, poate sunt eu ghinionistul clasei, dar asta e o perspectivă care n-ar trebui să lipsească din, din nicio analiză pe care o facem în legătură cu cât de mult și cât de multe trebuie să le oferim angajaților, astfel încât să avem totuși niște rezultate. Pentru că la finalul zilei trebuie să tragem niște linii sub care să facem niște socoteli și la, de 2 ori pe lună trebuie să le dăm același oameni salarii, deci ar trebui să fie cât de cât eficient. Habar n-am unde greșesc, mie e clar că eu greșesc undeva. Mi-aș dori ca niciunul dintre voi să nu greșească la capitolul ăsta și să aibă cele mai cool relații cu echipele pe care le au. Există șanse foarte mari să fiu într-o extremă în care sau în urma căreia mulți oameni să aibă ceva de învățat în legătură cu asta, dar nici, și m-am convins de asta, nici recompensa și nici pedeapsa nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze sau așa cum în cărți zice că ar funcționa. Practic nu funcționează nicio soluție ca unică soluție. O combinare cumva punctuală în cazul fiecăruia dintre ei oferă niște rezultate. Ba chiar am subminat sistemul bancar și i-am și mutat cu niște bani când aveau situații din alea. Mâine trebuie să dau nu știu ce garanție de, la un apartament pe care îl închiriez și la fix 2 săptămâni omul ăla m-a anunțat că o să plece. Într-o clică, dacă este, ne gândim și noi la soarta lor și la starea lor de bine,
aproape că aș putea să vă garantez, chit că o să-mi iau probabil niște palme pentru asta, ei nu se gândesc la ce se întâmplă. E foarte adevărat că în multe situații vorbim de niște destul de impersonale consilii de administrație, nu poate să-ți pese de bordul format din 80 de oameni într-o companie. Adică e ceva așa, dar când vorbim de companii mici, situația se prezintă la fel. They don't give a shit. În fine, dar să încheiem într-o notă optimistă. Ce vreau să vă zic înainte să plec este că dacă știți oameni care își caută job-ul la nivelul ăsta, dați-mi de știre, pentru că sunt în, adică ar trebui să anulez o chestie în weekendul ăsta, pentru că va trebui să țin o băiere deschisă, ok. Partea și mai bună, deci de ce care dacă stau eu acolo, se dublează în casările și nu e doar pentru că țin ușa mai larg deschisă, ci pentru că pun un pic de efort să le povestesc oamenilor ce avem acolo. Da. Și asta. Mulțumesc, Marius. O să vă gândiți cum de sunt atât de diferite întrebările. Am vorbit aici împreună cu vorbitorii de astăzi. I-am spus, Mihai face introducerea, vorbește despre moft sau well-being și apoi vine Marius și dărâmă toată prezentarea. Așa a fost discuția aici, în pauză. Ce vreau să înțelegem cu toții și ce cred că este nevoie este că și de o parte și de alta baricadei sunt tot oameni. Și că tot managementul, indiferent că e antreprenor sau multinațional, nu poate să facă nimic fără angajați, fără echipă. Așa cum echipa nu poate să facă nimic dacă nu e cineva care s-o călăuzească. Și că e bine să vorbim unii cu alții, că e bine să spunem ce vrem și unii și alții și să ne dăm seama că altfel nu se poate. Dar e important să vedem ambele fațete. În ultimii ani s-a vorbit doar despre cât de mult este nevoie să se motiveze angajații. Ăsta a fost și motivul pentru care l-am chemat pe Marius astăzi. Angajații vor, dar nu cer. Așteaptă să se întâmple ceva. Sunt puțini cei care cer, poate că aici este o problemă și o să vorbim mai târziu, că nu știu să ceară sau nici nu vor să ceară, sunt doar nemulțumiți. Sau le e frică? Da, nu știu, nu cred că mai există atât frica decât în anumite companii. Deci eu cred că e nevoie de a ne pune un pic și în pantofii celuilalt și de a ne da seama că doar împreună putem să facem să fie mai ușor și mai bine, altfel nu prea se poate. Și aș vrea întrebări pentru Marius, dacă aveți. Marius, ai spus că ai și o echipă în care stilul ăsta participativ și faptul că le acorzi flexibilitate lucrează foarte bine. Care e diferența între o echipă dintre această echipă? Vârsta. Media de vârstă acolo este de 51 sau 50. Unde? Unde merge sau unde merge? Acolo unde funcționează lucrurile. E media de vârstă? 50. Adică cea mai în vârstă lucrează bine? Cea mai în vârstă lucrează cel mai bine, da. Și eu, vorbind despre bucătărie, știți bine că bucătăriile sunt ierarhizate de la escofie, citire, sunt organizate pe sistem militar cu niște ierarhii foarte precise și nu pentru că am vrut eu să demonstrez ceva, ci pur și simplu la un moment dat a trebuit să scap de doamna care era bucătar șef și practic s-a nivelat 5 oameni pe aceeași poziție și lucrează fără să aibă un head chef acolo. Și lucrează bine. Dar sunt oameni care au 30 de ani de experiență și cam asta e profil. Au oarece experiență în lucrul ăsta, au niște probleme în care aș include rate, copii care au dificultăți sau nu știu ce. Adică au un alt tip de motivație care le asigură baza. În plus, e un lucru care mie mi se pare absolut grozav, la vârsta asta, de exemplu, le trimit către un link de la o rețetă, le-am luat o tabletă, își traduc rețetele cu Bing, bine, mă mai sună să mă întrebe cum adică brown onion,
le zic că e ceapa obișnuită calbele, dar sunt foarte implicate și în momentul în care m-am dus la ele cu niște ingrediente din astea mai funky, mă, știi cum au fost? Au lăsat tot și s-au concentrat pe ce, deși teoretic sunt cumva la capătul carierei. Un lucru care nu mi se întâmplă cu echipa unde media de vârstă e de 27. Acum n-aș vrea să se simtă nimeni ofensat, dar bine, cred că nu știu diferența. Alte întrebări? Draga, poți să zici tare, Nicoleta? Marius, discursul despre relația cu angajații l-ai avut și în fața unora care sunt mai mult angajați? Aici în sală sunt mai mult poziții mai de top, să zicem. Da, noi n-am o problemă să vină. Și mai ai fost nenorocit cu familia atunci, pentru că mie mi se întâmplă când vorbesc de legătură românești. Eu am o... Când rău ești tu care suci sângele poporului. Da. Vampir. Știi cum e? La asta pot aștept, adică pot vorbi până dimineață despre lucrul ăsta. Și crede-mă că pot. Dar, într-adevăr... Ești bad boy. Știi cum e? Nimeni nu vrea să-și pună întrebarea, dar cum se simte celălalt? Aici cred că trebuie să lucrăm un pic și trebuie să îi ajutăm să experimenteze. Mulți oameni funcționează bine și am văzut în companii mici după ce au avut experiențe antreprenoriale proprii. Și da, cumva pot înțelege mai bine poziția asta. Și nu doar poziția, că nu e vreo 5 trece privilegiate de poziție. Să fim serioși, este una dintre cele mai nefericite poziții, în care, practic, tu ai toate responsabilitățile, toate obligațiile, mai ai dreptul din când în când la câte o vacanță, dar ce să vezi? Ar putea să-ți dispară vacanța din program instant, că apar niște situații. Da, cred că suntem experți la... Mai avem o întrebare acolo, ultima, Marius. Mulțumesc. Și întrebarea mea este dacă dumneavoastră v-ați gândit ca strategie a firmei să vă dezvoltați afacerea în franciză. Că după ce ajungeți la un nivel... Da. A fost chiar o întrebare la un moment dat în 2010, nu știu exact cine mi-a scris Băcănia Veche într-un un soi de concurs în care l-am și câștigat într-un final. Îi mulțumesc anonimului care a făcut asta. Erau din asta pentru startup și toată lumea, pentru că erau foarte mulți oameni de la televiziune, pe vremea erau multe televiziuni de business și de la reviste de business, îmi puneau întrebarea despre franciză. Și m-am gândit, evident. După care mi-am dat seama că business-ul ăsta funcționează atâta vreme cât tu știi exact ce se întâmplă acolo, deci nu poate fi operat decât de niște oameni care s-ar implica de adevăratele. La modul propriu, adică nu să fie implicați că investesc niște lucruri și din capătul celălalt țară observă cifrele, că nu e, ne fiind cotat la bursă, n-ai, cifrele sunt la tine în computer. Și am făcut o mișcare interesantă, de fiecare dată când venea cineva să mă întrebe dacă n-aș vrea să Constanța, să Iași, să... Ei, da, sigur. Veniți voi în weekend, când e mai aglomerat la noi, să vedeți cam cum funcționează tipul ăsta de business. Cei din Constanța au plecat sâmbătă imediat după prânz, când a început să se aglomereze, pentru că li s-a părut foarte complicat. Prea multe lucruri de făcut dintr-o dată. În Sibiu, un tip a deschis, nu se chema Băcănia Veche, se chema altfel, dar era o replică destul de bună. Dar a cedat după 3 luni, mi se pare că e destul de repede, adică eu cred că aș fi rezistat mai mult în picioare, indiferent câte lucruri întâmplă. La Craiova și-au dat seama oamenii de acolo care veniseră că nu e ce caută. Ei voiau o întâlnire de mare trafic într-un mall. Da, m-am gândit, dar sincer să fiu, trebuie să ai o rezistență foarte bună ca să poți duce o franciză Băcănia Veche pe
și chiar să o duci de adevărat, vreau să deschizi și ca să o închizi. În plus, e foarte greu să o fac așa la nivel de cum se fac toate astea. Faci un business și pur și simplu îl pasezi. Mi-ar fi greu pentru că știu că nu e suficient de productiv un astfel de proiect încât să încarci pe cineva cu niște costuri, adică niște bani care să-ți vină ție, știind că el nu o să facă prea mulți bani și s-ar putea să îl pui într-o situație dificilă. Prefer varianta în care îi ajut, cum am făcut, de exemplu, cu Adelina de la Brașov, a deschis o prăvălie care semăna. Am stat de vorbă cu ea, am povestit lucruri, i-am răspuns la întrebări și a deschis un lucru care era al ei și care funcționează mai bine sau mai puțin bine, depinde cum, cât de tare se implică ea, pentru că dacă și-a adăugat nu știu cât pe lună ca să se cheme păcănia veche, nu era. N-aș putea să fac asta. N-aș putea cu bună știință să pun pe cineva într-o poziție dificilă. Mulțumesc, Marius. Noi avem o întrebare tot de la un antreprenor, la Claudia, a venit și microfonul imediat. Să știți că lucrurile merg greu, în special în antreprenoria, dar se ajunge și în etapa în care ai echipă bună și echipa te ajută. După 8 ani sau 7 ani, echipa mea deja a început să funcționeze foarte bine fără mine. Deci eu cred că pot deja să-mi fac de cap și vă mulțumesc, dragii mei. E mare lucru când tu, ca antreprenor, ai angajați care vin și ne întreabă, am putut încă acelează? Auzi, dar ție ți-e bine? Sincer, ca antreprenor, nu te întreabă nimeni niciodată așa. A întrebat cineva? Da, Claudia. Mulțumesc foarte mult pentru discurs, a fost foarte sincer și ai dat foarte multe lucruri din casă spre care nu se vorbește în general. Să știți că și angajații fac exact același lucru. Încerc cu salariile, în momentul pe care discută salariile, apoi primele, așa. Eu vreau să întreb, vreau să fac deloc pe deșteapta. Mie mi se pare că voi, v-am urmărit un pic business-ul, că l-am dat, luam niște lucruri bio de la voi, de la un producător român. Și mi se pare că sunteți la intersecția asta dintre produse organice, sustenabile, din punct de vedere a ceea ce mâncăm. Sunteți intersecția asta cu cooking, care iarăși este un trend huge pe tot ce înseamnă social media. Și mai sunteți în zona de retail, care aici, într-adevăr, e o provocare. Pentru că retail, într-adevăr, datorită e-commerce-ului, trece prin o perioadă dificilă. Eu stăteam și urmăream ce business-uri merg în România și pentru mine modelul rămâne Rudupan. Cum a reușit doamna asta să aducă prima brutărie cu primii brutari, așa? Și care a fost, de fapt, ingredientul succesului în cazul ei? Și eu cred că culitudinea a fost. Adică a reușit să creeze un loc atât de hip. Și după aia m-am mai uitat la M60 și Burger Van, de exemplu. Și tineri foarte mișto, inclusiv absolvenți de filozofie, dacă vedeți care sunt, cine sunt chelnerii de la Arut Bank și de așa, sunt tot oameni cu studii superioare. Și totuși se duc să muncească pe salariile care sunt în zona asta. Sigur, Horeca sunt un pic mai mult decât în retail. Pentru că mi se pare foarte mișto să fie barista, să fie ospătare într-un loc foarte cool. Și asta așa... Dar omul sfințește locul, adică... Omul sfințește locul. Omul sfințește locul. Și mie mi se pare că și voi aveți toate premisele astea de loc foarte cool pentru generație și atunci mă gândesc dacă voi ați încercat să abordați segmentul ăsta, adică să nu vă duceți la... E o întrebare. Să nu vă duceți la oamenii, profilul tipic de vânzător, care într-adevăr, dacă în general să-l lași în pașe, că nu are nicio legătură, nu îl deranjezi, ci să vă duceți la oameni care să facă din pasiune ceea ce fac. Da, chiar am avut doamnă, în fine, o tânără, se pregătea de doctorat în etnografie cu un focus pe gastronomie. Adică și lucra la Muzeul Țăranului și ar fi fost locul în care, nu că mă laud că e propria mea, dar pe bune, am adunat acele lucruri de mâncare reprezentative din toată țara și un tablou mai bun decât ăsta nu ar fi avut. Doar că faptul că știu că am deranjat clienții, îmi cer scuze că sunt atât de direct, dar asta e. Și eu nu mi-am dorit niciodată să fie un loc din ăla nici hip și nici cool. Vreau să fie un loc autentic, adică eu am făcut, nu am făcut un loc de pelerinaj. Când făceam un mic altar, ar fi nebuca dacă și venea toată lumea pe acolo. Nu vreau asta. Eu vreau să fac treaba fără să pozez că fac altceva. Eu vreau să
Eu vreau să fac treaba, nu vreau să creez o imagine și cumva la adăpostul unei imagini să reușesc să-mi fac treaba. Îmi spunea la un moment dat o doamnă care m-a ajutat în niște situații, specialistă în finanțe, că în 2010, când a dat prima oară cu ochii de băcănie, a văzut un mic buldozer care era pus pe o direcție și urma să nu se mai oprească, ceea ce eu nu chiar simt despre mine. Nu vreau să pun niște pene pe mine, niște pene care nu sunt ale mele. Vreau să găsesc oameni și sunt absolut convins că o să se întâmple asta. Eu sunt și foarte norocos de felul meu. Da, chiar sunt. În când în când, măcar. Nu vreau să pară altceva, pentru că în 48 de ore te prinzi că ești într-un loc nefericit. Adică altfel decât ți-ai imaginat tu. Și așa am uneori problema asta. A plecat numai după 3 zile că ea n-a dat niciun interviu nicăieri. E bune? Pentru asta a venit să lucreze în băcănie, pentru că la momentul respectiv era destul de mare agitația, se făceau poze, în fine, era în 2011. Mulțumesc mult și eu. Peste un an o să mai vin să vă povestesc ce aveți. De bine, te rog. De bine. Nu mai am venit cu toți și prindem aici. Bine. Mai departe, o să aflăm despre cum lucrezi cu un coach pentru locul tău mai bun. Și am să vă rog să venite un aplaud pe Viorela Petrei, MPW Romania, din Viorel. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Marta, pentru invitație, Ovidiu pentru sprijinul logistic de a intra în această conferință. Am văzut câteva fețe cunoscute aici în sală, subiectele despre coaching, preiau cumva tensiunea asta între industria coachingului și clienții de coaching. Nu e o misiune ușoară, am auzit deja discuții. Am văzut pe Rodica, știu că am mai fost trăinită și Lineta a fost trăinită în coaching, Viorel a fost trăinită în coaching, probabil sunt și alte persoane pe care nu știu, Marta, training de coaching. Și mă bucur că există această tendință. Acum, am 15 minute, 20 de minute și mă gândeam cum să fac cu impact și într-un fel să și arăt cumva ce înseamnă coaching. Și am ales să încep această discuție, evident, nu de pe podium. Am văzut că mai mulți prezentatori au ceva cu podium. Să nu stea pe podium. Și eu sunt în această poziție. Și am ales să încep cu o mărturisire și o poveste de natură personală. Mărturisirea pe care vreau să o fac este că pe parcursul zilei am auzit diverse persoane în poziții executive sau foarte înalte în management vorbind despre provocări, despre obiective, despre visuri sau alte, nu știu, lucruri care îi frământă în momentul ăsta. Și educația sau transformarea de coach pe care o simt de mai mulți ani mi-a adus așa un fril, o emoție, un freamă. Îmi venea să comentez sau să pun întrebări, pentru că îmi trecea așa pe la ureche subiecte de coaching. Ultimul dintre ele, maestru Marius, nu mai este. Ca să vedeți, a intrat foarte repede în acțiune. Prima parte a discursului a fost așa, într-o zonă, cât de greu este. Și evident că s-a văzut și pe fața lui, și pe cuvintele pe care le-a folosit, și pe energia pe care a transmis-o în sală. Stătea în mine, țipa oarecum în mine, hello, dar în ce fel îți folosește? Că 30 de minute sau 20 de minute povestești sau ești în zona de cât de greu ți este. Dar probabil că vorbea țipa coachul în mine. Nu ascultătorul venit la o conferință. Mi-e greu nu o să fac switch-ul ăsta. Dar și au fost mai multe subiecte de tipul ăsta. O diferențiere rapidă, apropo de coaching și consultanți. Un consultant, probabil că i-ar fi spus, uite, în ceea ce privește managementul angajaților, ar fi bine să facem felul ăsta. Un coach ar merge să caute să deseneze o soluție împreună. Sau, eu aici în fața dumneavoastră, dacă aș avea atitudinea sau mesajul de consultant, ar fi ca să avem o conversație sau ca să ieșim bine din această conferință, v-aș ruga să nu mai dați mesaje, să închideți laptopurile, să nu știu lucruri de genul ăsta. Că s-a stabilit științific, conform cercetătorilor britanici, că atenția nu poate fi sau nu știu în ce zonă mă duceam. Dacă port pălăria de coach, aș putea să am o altă abordare. Și anume, pentru canalizarea energiei.
să vă întreb. Cum planificați să vă concentrați pe parcursul următoarelor 20 de minute ca să ieșiți cu ceva folositor pentru voi? Dacă se întâmplă ceva în voi, deja lucrăm. Acum, vă mărturizați și o poveste, și o poveste personală. O să încerc în primul rând să vorbesc fără microfon, să vedem cum este. Am auzit acum, sunt... e ok? Dar preparați un microfon. Da. Am impresie despre mine că am o voce foarte puternică și pot să acopăr sala fără microfon. Se pare că nu. Mă uitam dimineața la prezentarea Violetei. Ați fost în sală cei mai mulți, nu? Da. Ca să vedeți de unde am pornit. Aveam un deja vu când povestea despre cifre, despre KPIs, despre lucrurile pe care se face într-o companie. Și senzația asta era accentuată de faptul că, într-un fel, sigur, lucrurile nu sunt egale, pentru că momentele sunt diferite. Eu am plecat din zona în care e Violeta acum. Deci, practic, eram acel director de marketing și operațiuni acum 9 ani, în Microsoft. De atunci am ales calea antreprenoriatului și câteva lucruri pe care am făcut așa într-o povestire directă și simplă, cam cu ce m-am ocupat și ce am făcut în ultimii 10 ani. În primul rând, mi-am rezolvat o problemă de natură personală, cu fimea. Motivul pentru care am plecat din corporații, unul dintre ele, a fost că trăiam așa într-o buclă. Practic, în fiecare dimineață făceam același lucru. O scoteam pe fima, era mică atunci. O scoteam de mână, mă opream la o prăvălie, la o băcănie de lângă noi și într-o zi cumpăram o banană, într-o zi cumpăram niște biscui sau ceva și poate cam la grădiniță. Și am zis, eu vreau să mai trăiesc așa. Am dat-o deoparte și m-am apropiat cu lifestyle-ul de ceea ce îmi doresc eu. Ce am mai făcut atunci? Am lucrat și am învățat de la sute de clienți, așa foarte, foarte pe scurt, din mai multe domenii, cam așa arată, pe training și pe coaching. Am alergat în 4 maratoane și, nu știu, 10 de semi-maratoane. Am călătorit cu treabă sau pentru urmarea pasiunilor personale pe 4 continente din America Latină până în Asia. Am învățat the hard way și the good way, nu știu dacă există formula asta în oglindă, și m-am schimbat. Încet m-am schimbat. Am devenit coach. O să mă întrebați, sau mă întreb eu singur, cum am devenit coach. A fost o poveste mai lungă. Veneam dintr-o bază de training, dar făceam niște training-uri un pic neobișnuite, care colegia purtată de mine de cea mai multe era la asemănătoare cu cea de coach. Și clienții au început să mă solicite în angajamente de coaching, eu nefiind coach, sau neavând o pregătire în coaching. Oportunist, am sărit în oportunitățile respective, pe parcurs am devenit bun, am fost la 4 școli până în momentul ăsta, mi-am luat certificare după certificare. Întâmplarea a făcut ca calitatea lucrului meu și orele de lucru acumulate de-a lungul timpului, toate lucrurile astea au făcut ca la un moment dat să reprezint și o premieră, și anume premieră Master Certified Coach conform International Coach Federation. Deci am ajuns cumva la cel mai înalt nivel de certificare. Asta nu înseamnă că am pretenția față de mine sau față de clienții mei că sunt cei mai buni. Și e doar un status recunoscut că la un moment dat am prestat la acest nivel. Acum, ce am mai făcut? Am fondat o academie de coaching. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că la final o să vă ofer, dacă vă interesează, un astfel de sprijin care nu vă costă nimic. Și nu vreau să fac un discurs comercial, că nu despre asta este vorba. Povestea cu coaching-ul e foarte dificilă și am auzit 100 de idei. Mă lovesc și eu. Colegi care poate încă nu sunt pe traiectorie suficient de bine să lovesc de aceleași probleme și le-am auzit aici. Prima din ele este coaching-ul de șarlatanie. Ați auzit-o? Nu? Da. Într-un fel sau altul. Nu vreau să intru în detalii dacă este pe bună dreptate sau nu. Sunt argumente pro, sunt argumente contra. Evident că este ceva în regulă cu această industrie din perspectiva abundenței de oameni care nu au nicio treabă nici cu pregătirea, nici cu rezultatele, nici cu ce se întâmplă acolo. Dar pentru noi este o barieră, este un obstacol. În completare, nu mă costă nimic să întreb căuci pe cartea de vizită. Revin cumva și la întrebarea ta, cum îți alegi? Cineva care are pe cartea de vizită scris coach. Da. Și de acolo, sigur că sunt și alte lucruri.
Nu m-a ajutat cu nimic, nu mi se potrivește abordarea de coaching. Ăsta este unul dintre miturile pe care le aud frecvent, dar are o rezolvare extrem de simplă. A zice, coachingul este varianta prin care abordarea de sprijinire a unui om, dintre toate posibile, este cea mai personalizată și personalizabilă. Adică s-ar putea ca un client să aleagă însoțirea de tip coaching 1-1 pentru obiectivele pe care le are el, cu întâlniri săptămânale sau lunare sau whatever, pe orice își dorește el. Agenda și-o stabilește clientul. Personalizabil înseamnă și să vorbești cu coachul tău. Aici e o mare problemă pe care am sesizat-o în practică, și anume, din diverse motive, coachul nu se potrivește cu clientul. Și clientul nu zice nimic. Băi, nu-mi place, nu-mi trebuie așa, aș vrea altfel. Spune coachului tău ce-l dorești. E un prim how-to, da? Cum să lucrezi cu coachul tău. Sigur, stabilești obiectivele, toată povestea cunoscută, dar atunci când sesizezi că nu-ți folosește ceva, spune. Când vorbește prea mult, spune. E fair. Sau orice, nu știu, crezi tu că ar putea fi îmbunătățit la relație, locul de întâlnire sau orice, spune. Asta iar îmi place foarte mult, o să-mi pui doar întrebări și pentru asta te despecătesc. Parțial. Sigur, depinde ce fel de întrebări. Dar asta este, dacă vreți, o să o vedeți mai ales la coaching începători, care conduc sesiuni de coaching într-o manieră din asta, gen interviu, interrogatoriu, gestap. Întrebare, fără niciun pic de naturalețe sau fără să împărtășească observațiile pe care le vede în legătură cu clientul sau ce se întâmplă în sesiune. Da. Uneori poți face shadow coaching. Să stai cu clientul tău la întâlniri și să întrebi în legătură cu ceea ce vezi sau pur și simplu să șeruiești observația. Vă dau exemplu concret. Lucram la momentul respectiv pentru o companie multinațională în calitate de coach. Și m-au invitat în sala lor de consiliu. Am observat niște lucruri care, din mintea mea de consultant, mi se păreau neregulă sau care ar fi putut fi îmbunătățite. Dacă aș fost consultant, le-aș fi observat concret faptul că nu aveam un clip chart în sala de ședință. Asta este baza. Și mintea mea de consultat ar fi fost, băi, dar luați-vă un clip chart în sala de ședință, nu? E logic. Demo imediat de coaching este, băi, am observat că nu aveți un clip chart în sala de ședință. Ce îți însemne asta pentru voi? Și aici o discuție, aici o discuție interesantă. Sau, iară, diferenția cu un alt client. Participam la o ședință din asta de bilanț și de raportare către nu știu ce cred, foarte în străinătate. Și parcă am și acum imaginea asta în cap, era directorul general undeva în fundul sălii, un Excel, top managementul așa aliniat pe stânga și pe dreapta. Și cel care băga datele, făceau bugetul, cel care băga datele în calculator, cine credeți că era? GM. Deci toți oamenii aia dădeau de la departamente, facem aia, facem aia. Și GM-ul nostru, așa, cu atitudine de șerif sau de, nu știu, mare șef, stătea undeva în fundul curții și băga datele în Excel. Sau faceți chestia asta. Este și alte opțiuni. Sau în timpul ăsta, la ce trebuie să renunți, dacă ești cel care bagă datele în Excel. Sunt multe exemple. Acum, de ce să facem coaching? O abordare așa mai overall și una mai personală. Participativ, cu care vreți să încep? Cu aia personală sau cu aia overall? Aia personală. Bun. Foarte, foarte pe repede și foarte simplu. Câți dintre voi sunteți ascultați? Poate oamenii nu sunt ascultați niciodată. Nici la serviciu, nici acasă, nici cu bărbatul, nici cu femeia, nici cu primul. Nu înseamnă asta coach. Dar e interesant uneori. Sunt oameni, iertați-mă cum mai dau așa din casă, nevorbiți. Vă știți pe asta cu nevorbiți? Să mai întâmplă. Dar începem să vorbim despre coaching, da? Și atunci, câți dintre voi, în poziție managerială sau oriunde sunteți voi în evoluția voastră personală și profesională, vorbiți cu cineva în legătură cu planurile voastre, în legătură cu visurile voastre? Și fiți sinceri. Vorbiți cu cineva pe tema asta? Senzația este foarte mișto. O experimentez și eu, că și eu am coach-ul meu, evident. Dar uneori simt nevoia, bă, parcă vreau să vorbesc cu cineva despre visurile mele, despre planurile mele. Să mă aud, să vorbesc cu mine.
iar coachul să fie martor pentru mine. Acum, sigur că putem urca, să zicem, și un coach foarte bun. Un coach foarte bun gestionează și canalizează și energia constructiv, ca să existe o schimbare. Titlul acestei prezentări este cum să lucrez cu un coach pentru un loc mai bun. Aș modifica puțin și anume, poate revenim un pic la idee, cum să fii într-un loc mai bun. Și vă rog să remarcați un pic diferența. Să fii înseamnă, în primul rând, să fii tu și după aceea de discutat ce înseamnă acel loc mai bun. Da? Canalizarea energiei de la ce începe? Începe de la conștientizare. Nu? Unde suntem, ce ne dorim, lucruri de genul ăsta. Da? Menținerea ritmului despre care povesteați. Da? În ce fel un anumit discurs ne folosește sau nu ne folosește scopului nostru? Da? Care sunt, nu știu, poate competențele, poate schimbările pe care trebuie să le fac, la ce trebuie să renunț. Și multe alte lucruri de tipul ăsta care conduc sau însoțesc clientul din A în B, dar acum eu extind puțin discuția, pentru că e adevărat că este și pasiunea mea și preocuparea mea, nu mă interesează numai atingerea obiectivelor de business. Și mă interesează și ca omul respectiv să fie orice ar însemna lucrul ăsta pentru el. Da? E vorba de curaj. E vorba de monitorizarea și urmărirea, sprijinirea progresului. Aici este o altă confuzie pe care, nu știu dacă voi face sau ați auzit despre ea. E o diferență fundamentală între sesiunea pe care o avem acum și angajamentul de coaching. Sesiunea poate să aibă niște rezultate, ok, mi-am dat seama de ceva, am înțeles ceva, dar ca într-adevăr să fie funcțional, este nevoie de 5 sesiuni, 10 sesiuni, 20 de sesiuni, habar n-am, nu știu. Ca într-adevăr să existe un progres, să se monitorizeze, să fie un parteneriat de însoțire. Astea sunt niște cifre de natură globală, dacă vreți, conform ICF, cam de ce fac oamenii coaching. Îmbunătățirea performanței la serviciu, business management, self-confidence, probabil că le aveți și voi undeva în minte. By the way, faceți poze, ele sunt disponibile pe coachfederation.org, iar în cazul în care cineva vrea prezentarea respectivă, pot să vă trimit, o să aveți și adresa mea de e-mail la final. Câteva exemple de angajamente, că mi s-a terminat timpul în 2 minute. Sunt doar câteva exemple cum am lucrat. Pentru team lideri, pentru directori financiari, care erau obiectivele lor și ce s-a întâmplat. La nivel de CEO și project manager, ce își doreau, avans în carieră, predictibilitate, time management, mă rog. Sunt multe exemple de tipul ăsta. Ăsta o să fie ultimul exemplu, apropo de faptul că e o investiție bună și întrebarea este oare merită banii. Și vreau să vă arăt un mesaj al unui client, el și-a sumarizat rezultatele în felul ăsta. Bun. Haideți să ne rămână puțin timp pentru discuții și întrebări. Știu că sunt multe neclarități și poate vă stă pe cap ceva ce ați vrea să știți și sunt disponibil, sunt aici. Orice întrebare aveți. Am să te întreb eu primul. Cine apelează la un coach? Doar top managementul? E o lungă discuție. În sensul că angajamentele sunt de toate felurile. Sunt persoane care pe cont propriu își plătesc coaching-ul pentru obiective personale, de exemplu câștigarea unui job sau lucruri de genul ăsta. Asta este un nivel. După care am lucrat cu high potentials, oameni care sunt în succession plan, joburi pe care vor să le ocupe, până la nivelul de member of the board. Cam de toate categoriile. Dar aș observa următoarea tendință. Coaching-ul, sigur, e cool, e un curent în creștere. Companiile încep să-și dezvolte forțe interne de coaching. Cu precizarea că până la un anumit nivel, care se oprește undeva pe la middle management, sunt folosiți chiar coaching interni trainuiți care încep să se priceapă. Peste middle management încep să apeleze să angajeze coach extern. Cam așa. Mulțumesc. Vă rog, dacă aveți întrebări. Ai început prin a spune că există o oarecare și o viziune, privire negativă asupra coachului, că e o șarlatanie, că de ce crezi că există această percepție?
Răspunsul este simplu, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu au nicio treabă cu pregătirea în coaching sau cu metodele de coaching și stau pe balul ăsta ca să câștige niște bani. De asta. Percepția este parțial adevărată. Am întâlnit și cazul extrem în care coach, oameni care aveau chiar pregătire și aveau și experiență, la un moment dat au zis, băi, nu mai scot pe cartea de vizită coach, pentru că pierd business, din păcate. Dar, pe de altă parte, în contextul ăsta, zice că era vorba de o persoană care nu internalizase, care nu și-asumase și nu se simțea și confortabil în pielea de coach. Dar am întâlnit și lucrul ăsta, pentru că lucrez coach, mai începătorii și în mentorat și în ce mai facem noi, zic, păi, nu mai scriu pe cartea de vizită coach, că mă dau afară clienți. E crudă realitate, dar e adevărat. Da. Alte întrebări? Alte întrebări? Un singur lucru, că am făcut și o promisiune, pentru că tot vine săptămâna internațională a coaching-ului, în cazul în care vreți să experimentați, dar pe partea de, o altă discuție, pe partea de creștere, de dezvoltare coaching, vă pot pune la dispoziție studenți pe care noi trăim în Academie de Coaching, fără niciun cost pentru dumneavoastră. Singura condiție să nu fie coaching, așa zis, reparatoriu. Voi oamenii ăștia nu se duce. Dacă știți pe cineva în companie sau oriunde, dați-mi un mesaj și vă pun în legătură cu cei care sunt absolvenți sau în curs de terminare a școlii noastre de coaching, să lucreze cu clienți reali, cost free, nu vă costă nimic. Ok, și acum este un moment bun, zic, să fie bun. Să vedem ce vrea de fapt generația X de la locul de generația Y. Atât am vorbit de X, Y, Z, baby boomer și așa mai departe, că am zis, hai să vorbim despre ce înseamnă generația Y la locul de muncă și am să vă rog să-l invităm în aplauze pe Radu Mărgărit, Human Capital Solutions. Bine ați venit, Radu! V-am găsit! Mă gândeam că am ajuns ultimul prezentarea asta și ziceam care să fie avantajul că ești ultimul. Am găsit unul până la urmă. Sper că sunteți așa un pic mai puțin atenți și o să vă dați seama că am emoții. Dacă aș fi din generația Y și aș fi în sală și cu ocazia asta aș vrea să ridicăm mâna, cine în sală face parte din generația Y, adică e născut după 1985? Wow! Excelent! Super! Dacă aș fi din generația Y, m-aș gândi, bă, de ce a venit un X să vorbească despre Y? Nu de alta, dar în ultima vreme am fost la diverse evenimente și peste tot observ că vin X sau chiar baby boomers să-și dea cu părerea despre cum sunt cei din generația Y. Marta, îmi dai și... De unde am pornit cu cercetarea noastră? Noi facem training și ne întâlneam cu clienții care ne spuneau că da, uite, sunt niște provocări, e tot mai complicat să recrutăm oameni. E tot mai complicat să recrutăm oameni, punem anunțuri și nu vine nimeni. Cei care vin nu sunt la nivelul la care ne aștepta noi să vină, unor au pretenții foarte mari, de multe ori nu mai vin deloc, după ce au zis că or să vină. De asemenea, în sala de curs întâlneam deseori manageri care ne spuneau, da, e o provocare, nu prea știu cum să gestionez pe cei tineri. Îmi spuneau clienți că au manageri care le spun, nu mai aduceți de știa tineri? Mă scuzați, sună urât. Ziceau, nu ne mai aduceți tineri pentru că nu știm ce să facem cu ei. Așa că undeva, pe la mijlocul anului trecut, am luat decizia să dezvoltăm un curs, un program despre cum pot cele două generații, în special X cu Y, dar nu neapărat, adică și milenii și baby boomers sunt în jocul ăsta. Și ca să putem să dezvoltăm ceva, am vrut să cercetăm. Vreme de 6 luni de zile ne-am tot întâlnit, eu personal și colegii mei, ne-am întâlnit cu manageri din generațiile X și baby boomers să ne spună cum îi văd ei pe X. Ne-am întâlnit cu studenți și am vrut să vedem cum văd ei viitorul lor loc de muncă. Ne-am întâlnit cu tineri care lucrează deja, care au câțiva ani
în diverse companii mai mari sau mai mici, să ne spună cum e să lucrezi. Am fost prin organizațiile studențești. Am citit tot ce era picat în mână, tot felul de cărți scrise, majoritatea în vest. Am căutat studii care s-au făcut deja, între timp s-au făcut câteva și în România. Și am pornit și propria noastră cercetare cantitativă, cu două chestionare, de la care avem deja niște rezultate. Deci, cumva, mi-am făcut o părere și de asta cred că merită să vă spun câte ceva despre ce am descoperit noi. În primul rând, aș vrea să vă spun că am auzit oameni spunând e o falsă problemă. Întotdeauna exista conflict între generații, nu? Și noi, la vremea noastră, bla bla, nu am avut dificultăți, tinerii sunt așa cum sunt mai impulsivi, sunt mai puțin statornici și nu e o problemă reală. Noi zicem că este, e o problemă reală, sunt niște diferențe semnificative. În trecut, aceste diferențe între generații nu erau atât de intense cum sunt astăzi. Pentru că totul accelerează în ziua de astăzi, lumea merge cu mare viteză, pentru că suntem expuși la o avalanșă informațională. Diferențele sunt extrem de mari. Între anii 60 și 70 în România nu s-a întâmplat mare lucru. În România, între 2000 și 2010, s-au întâmplat o groază de lucruri. Și din punct de vedere social, și din punct de vedere economic, și din punct de vedere tehnologic. Deci, evoluția asta duce la o accentuare a diferenței între generații. Când mediul se schimbă, se schimbă și valorile. Asta e un lucru foarte clar, s-a discutat și dimineața despre valori. N-am să intru în discuția asta decât doar un pic din perspectiva generației Y. Da, pentru că mediul e altfel, avem altfel de valori. Aș vrea să fac o precizare, care e extrem de importantă. Există diferențe între generații, dar nu poți să pui o ștampilă pe generație. Nu toți cei care sunt născuți după 1985 sunt la fel. Nu toți cei care erau născuți înainte sunt altfel. Eu cunosc persoana care aparține de generația X și are un comportament foarte apropiat de millennials, de generația Y. Cunosc tineri din generația Y care se comportă foarte apropiat de generația X. Deci nu putem să tragem o linie. Așa, pe 31 decembrie, seara, s-a terminat generația asta și pe 1 ianuarie dimineața s-a născut o altă generație. Dar da, pe măsură ce ne apropiem de granița asta, diferențele sunt din ce în ce mai clare. Bun. Am ales câteva valori, 5, pe care așa am să le prezint foarte pe scurt. Noi le-am considerat relevante din perspectiva potențialului conflict care apare între generațiile anterioare și generația Y. De asta l-am ales pe acestea 5. Ele apar extrem de des în toate întâlnirile noastre și apar și în alte studii. Prima, viața personală. Viața personală e extrem de importantă pentru tânăra generație și există acum ideea că, de fapt, este life-work balance, nu work-life balance. Da, e un adevăr, un adevăr indiscutabil. Scuze-mă, te rog, te întrerup. Să spui un pic și cum e diferența între X și Y. Nu știu dacă ți-ai propus chestia asta, dar zi, uite, X-ul cum e? X-ul? Știi? Da, sigur. Că mi se pare interesant. Sigur. V-aș da un exemplu aici. Eu am în echipă câțiva millennials. Unul dintre ei era invitat astăzi să asiste la evenimentul ăsta. Aseară mi-a dat un telefon și mi-a zis că are o problemă și că nu poate să vină. Sigur, pot apărea probleme, să nu vă imaginați că e un deces în familie sau ceva. Are o problemă cu ITP-ul la mașină. E de o lună și jumătate la noi. Adică mai are multe lucruri de învățat. Viața personală e foarte importantă. Pentru generația X, asta poate fi șocant. Pentru că mulți din generația X, deși și noi declarăm că da, viața privată e importantă, când vine vorba să facem alegeri, și a venit vorba la un moment dat să facem alegeri, am ales altceva. Dacă ai în față un job care te ține 12 ore, tu știi că nu te vei mai putea ocupa așa cum trebuie de viața privată. Dacă alegi să rămâi, înseamnă că viața privată nu e o valoare atât de importantă pentru tine. Tu poți să declari. Dar adevărul este cel
Este decizia pe care ai luat-o, pentru că valorile ne ajută să luăm decizii. În felul ăsta decidem ce o să facem, pe baza valorilor noastre. De unde vine? Noi ne-am pus mereu întrebarea asta. Eu am un background tehnic, am făcut fizică și întotdeauna am pus întrebarea de ce? De unde? Dacă înțeleg de unde vine, poate o să știu ce să fac cu lucrul ăsta. Răspunsul, există mai multe răspunsuri, dar unul dintre ele evident. Am văzut la părinții noștri. Tinerii din ziua de astăzi au văzut la părinții lor că lucrează până târziu, că ajung acasă stresați, obosiți, nefericiți. Au văzut de la părinții lor că atunci când a venit criza, au fost concediați. Corporația pentru care ei și-au dat parte din viața lor, ani de zile din viața lor, rămânând peste program, corporația sau compania respectivă i-a trimis la plimbare. Din acest motiv, tinerii au decis să nu repete greșeala părinților lor, așa că nu au absolut nicio vină. Mi se pare absolut firesc. Deci da, viața privată e importantă, trebuie să admitem lucrul ăsta și dacă suntem din generația X și suntem manageri și vrem să avem la noi în echipă tineri, trebuie să avem în vedere câte ceva. Eu am pus doar două recomandări, sunt multe, multe altele. Unul este program de lucru flexibil. Dați-l acolo unde puteți, program de lucru flexibil. Și se poate. De multe ori mă întreb de ce toată lumea trebuie să plece la muncă în jurul orei 9? De ce la ora 9 sau 8 jumate metrou trebuie să fie prin ochi să nu reușești să ajungi în Libera sau cine știe unde? În unele cazuri ar putea să înceapă și altfel programul de lucru. Trebuie doar să fim flexibili mental. Pentru că așa s-a făcut întotdeauna, nu? Deci hai să începem așa. Dați-ne libertatea să folosesc tehnologia ca să rămână în contact cu prietenii, cu familia, cu rudele. Există o provocare serioasă și știu o companie unde procesul din compania respectivă nu permite ca oamenii să folosească telefonul mobil, au o mare dificultate să angajeze tineri. Pentru că tinerii nu vor să lucreze într-o companie unde pui telefonul mobil într-o seară și îl iei 8 ore mai târziu. E ceva de neimaginat. Sigur că în unele cazuri nu ai ce să faci, dar în altele poate că ai. A doua valoare, oarecum surprinzătoare, dacă vreți, pentru generația mea, este imaginea personală. Citeam undeva că un copil de 6 luni are în medie mai multe fotografii decât avea un rege de producere, tablouri și așa mai departe. Și de asemenea că un millennial se face în jur de 9 selfie-uri pe săptămână, asta înseamnă 54 de ore pe an petrecute făcându-ți selfie. E o treabă serioasă și importantă. Tinerii au această nevoie, nu putem să o negăm, e un adevăr. Și dacă știm adevărul ăsta, hai să vedem ce am putea să facem. Mai mult feedback și mai multă încurajare. Nu-i nimic nou. Întotdeauna a fost nevoie de feedback. Doar că un reprezentant al generației X, care a crescut, se spunea generația cu cheia la gât, era obișnuit să descurce prin natura lui. Un tânăr care a crescut cu telefonul la gât, e o metaforă nouă, a fost ghidat în continuu. Da? Nu știe neapărat să descurce și atunci are nevoie de feedback, are mai multă nevoie de feedback decât aveau cei din generația anterioară. Și de încurajare, au nevoie de conexiune la nivel uman. Tinerii vor să vadă, la locul de muncă, că șeful lor creează o conexiune cu ei, că reprezintă pentru compania respectivă o ființă umană, nu o piesă, nu un mod de a face bani în compania respectivă. Poate că nu gândiți așa, dacă sunteți X sau baby boomers, dar felul în care transmiteți lucrurile poate să-i facă pe cei tineri să creadă că sunt doar o rotiță care face bani și nimeni din generația Y nu vrea să fie rotița altcuiva care face bani. Este un lucru evident. Și da, dați-le vizibilitatea pentru ceea ce fac, să se vadă rezultatele muncilor, dați-le șansa să posteze pe Facebook, să se vadă că au făcut niște lucruri, dar e important. De ce nu? E cel mai ușor lucru de făcut sau destul de ușor. Plăcere. Asta e tare. Am observat de-a lungul cercetărilor noastre un hedonism, o să-i spun așa că n-am cum să-i spun altfel, inclusiv în studiul nostru, răspunsurile erau ce important pentru tine la locul de muncă, erau cam așa, să-mi placă echipa și șeful, atmosfera la muncă să fie fun, să-mi placă ceea ce fac.
era foarte mult despre plăcere, 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 plăcere. Pentru mine, care vin dintr-o altă generație, asta sună ciudat, cel puțin. Un alt milenial de-al meu, cu care lucram de ceva vreme și care n-avea neapărat rezultate extraordinare, din perspectiva entuziasmului, a implicării. La un moment dat, am mers cu mine într-un team building. Noi nu facem team building, a fost o situație specială cu un client care își dorea mult să lucreze cu noi, pentru că lucrase multă vreme împreună, și a făcut un team building împreună. Și în team building-ul ăsta, milenialul meu a fost excepțional. A fost fabulos. Am muncit pe rupte, până târziu, noaptea pe la 11, eram în pădure. Nu știu cum să zic, era visul oricărui angajator după lumea asta să lucreze cu astfel de persoană. Fabulos! Și am întrebat, la sfârșit, după ce am terminat tot, am dat feedback, normal, cum se face, extraordinar, super, sunt foarte mulțumit de tine, extraordinar tot ce ai făcut. Dar țin și mie, cum putea să facem să permanentizăm sau să întâmple mai des lucrurile astea așa minunate, cum ar fi implicarea și tot ce ai făcut acum? Și zic, e simplu. Am făcut toate chestiile astea pentru că mi-a plăcut. A fost foarte tare aici în timp. Asta m-a șocat și mai tare, pentru că pe vremea mea oamenii făceau lucruri, eu sunt X, v-ați dat seama? Oamenii făceau lucruri nu neapărat pentru că le plăcea, le făceau pentru că trebuiau fi făcute. Uneori chiar consideram că e o virtute asta, să faci lucruri pe care alții nu le-ar face, înseamnă spune ceva despre tine. Și am întrebat milenialul dacă crede că o companie poate să funcționeze cu oameni care fac doar ceea ce le place lor. Nu s-a gândit la asta, o să mai gândească și o să-mi spună. Asta e un adevăr și ar trebui să ținem din nou cont de el. Ce putem să facem? Să facem un mediu de lucru plăcut. Și multe companii încearcă să facă lucrul ăsta și se întâmplă. Să avem parte de un management democratic, un alt fel de a conduce oameni. Tinerii nu mai funcționează cu lucruri impuse. Nu mai funcționează cu vin eu și spun, faci asta așa și așa și așa. Nu mai merge așa. Chiar nu merge. Simplitate. Am spus mai devreme de treaba asta, că tinerii au fost obișnuiți. Din generația X, la vremea lor, sau chiar baby boomers, au fost obișnuiți să se descurce. Astăzi lucrurile stau altfel. Și am fost uimit să văd în discuțiile pe care le aveam abordarea asta. Când nu știu ceva, sun. E ca treaba aia, sun un prieten. După care caut pe Google. Aici ordinea poate să varieze. Dar cu siguranță varianta 3 e apoi mă gândesc la o rezolvare. Asta iar sună foarte rău pentru un X. Pentru că pe vremea noastră nu prea puteai să le faci pe primele două și să rămână a treia. Și atunci e oarecum straniu pentru noi să vedem că abordarea e foarte diferită astăzi. Sunt foarte buni tinerii, sunteți foarte buni, să mă adresez și direct celor care sunteți în sală, să găsiți scurtături, să găsiți modalități rapide de a rezolva. Asta de multe ori e percepută de cei din generațiile anterioare ca fiind lene. Am spus-o, trebuia să spun. Dar are niște avantaje, indiscutabile care cred că pot fi utilizate într-un fel. Cum anume? Să-i lăsăm pe tineri să găsească soluții la probleme. Să le dăm șansa să lucreze în proiecte care caută soluții la probleme care nu pot fi rezolvate de noi, ăia care abordăm lucrurile altfel, așa cum am fost noi obișnuiți să le abordăm. Asta e ceva destul de rar să se întâmplă în companii, pentru că companiile caută pentru joburile entry-level tineri. Nu? Știm deja, știm care e treaba, entry-level, în entry-level nu au soluții. În entry-level prestezi. Ori, asta e o abordare ușor diferită. Dar foarte important ar fi ca cei care sunteți în poziție de management și care sunteți din alte generații să ajutați pe tine să vadă lucrurile și în ansamblu. Pentru că nu au avut exercițiul ăsta, să vadă lucrurile ca un întreg, să vadă consecințe, să facă o legătură mai bună între cauză și efect. Gândirea critică, cumva, în opinia mea, nu mai e la fel de bine dezvoltată cum era în trecut și deficiența asta ar putea fi corectată și ar fi benefică. Sensul în viață, asta m-a surprins la fel de mult, pe mine în special, m-a surprins foarte tare. Generația X începea să se preocupe despre sensul în viață, pe la ce vârstă credeți? Poate
poate nu chiar pe la 50, dar pe la 35-40 încolo, până atunci aveam alte lucruri de făcut. Și am fost surprins să vedem tineri care au 21 pic de ani și care își pun întrebări în legătură cu sensul. Wow, cât de tare e asta! Sigur, iau discuții de genul ăsta. Aș vrea să văd cum contribuie munca mea la realizările firmei. Adică ce șurubăresc eu aici, în colțul ăsta, vreau să văd unde ajunge în produsul final. Încă o dată, nu vreau să fiu o rotiță. Din nou am căutat să înțelegem de ce, de unde vine asta. Și prima care ne-a venit în minte e o teorie din 54 a lui Maslow, pe care o știți cu toții. Maslow zicea că atunci când ai rezolvat primele niveluri de pe piramida lui, cum ar fi nevoile fiziologice și după aia securitatea, începi să te gândești la lucruri mai elevate, mai sofisticate. Tinerii din ziua de astăzi, mare parte din ei, au rezolvat primele două niveluri. Cu tot respectul, spun, mă refer la cei cu care noi am discutat în studiul ăsta. Recunosc că nu am mers, nu știu, într-un județ unde sunt numai sate și unde lucrurile merg foarte rău, să vorbim cu tineri care nu au avut parte de școală. N-am făcut asta. Noi am vorbit, în general, cu tineri educați, cel puțin în liceu, majoritatea cu studii superioare. Natalitatea în România știm cum este, scade, a tot scăzut. Mare parte din tinerii care sunt din generația Y, millennials, s-au născut în familii cu puțin copii sau sunt singuri la părinți. Nivelul de trai a crescut continuu, chiar dacă nu ne place să recunoaștem, chiar dacă zicem că România e departe, dar a crescut nivelul de trai într-un mod continuu. Este firesc ca tinerii din ziua de azi să nu mai fie preocupați de ceea ce ne preocupa pe noi cu niște ani în urmă. Tradițional pentru X, mă apropii de sfârșit, mai am un pic. Pentru X era casă și mașină. Cam asta era modelul. Trebuie să termini facultatea, după aceea o să ai un job, o să-ți faci treaba și o să ai bani ca să-ți cumperi casă și mașină. Cam asta era idealul. Astăzi, ce am constatat noi în discuțiile cu tineri, a fost cam așa. Unii au deja casă și mașină. Au primit-o repede, pe la 18 ani, drept merit că au terminat liceul. A fost ironic, mă scuzați. Alții nu au primit-o. Aș fi nedrept să spun că toți sunt niște răsfățați. Nu e așa, nu sunt toți niște răsfățați. Mulți nu mai au nevoie, nu mai visează în același mod. Există alte modele, mai noi, mai sofisticate, mai rafinate. Car sharing, apartment sharing, sharing. De ce trebuie să-ți cumperi când poți să te descurci cu alți prieteni? Nu? Deci, lucrurile alea care ne împingeau pe noi să ne ducem viața, să venim la muncă, să suportăm un manager mai puțin talentat. Nu mai sunt în picioare, ca atare tinerii de astăzi nu vor suporta un manager mai puțin talentat. Vor avea tupeul să-l conteste, vor avea tupeul să-l întrebe, să-i spună pe nume, să-i adreseze întrebări incomode, să plece a doua zi. O vor face, o fac și o vor face în continuare. Pentru toți și în sală, nu vă faceți iluzii că lucrurile se vor schimba pentru că vor vedea ei cât de greu e, că am auzit asta. Ei, lasă că vor vedea ei cât de greu e. Nu se va întâmpla asta. Hai să găsim modalități prin care să lucrăm împreună, pentru că nu se vor schimba. Sunt destul de hotărâți în ceea ce fac, au avut niște valori bine setate, se țin de ele și o vor face în continuare. Ce putem să facem? Din nou la acesta, când vine vorba de sens, implicare pe bune în activități de tip CSR. Despre CSR s-a vorbit mereu. Dar vreau să vă spun ceva, mă scuzați de expresie. Tinerii de astăzi nu mai cred în... Pot să spun? Bullshit-ul corporatist? Ați văzut-o, da? Nu mai cred, nu le mai spuneți gogoși, cum că se întâmplă, nu știu, lucruri minunate, că îi văd de la o poștă că nu e așa. Nu să-i prostiți că într-o zi pe an mergem într-o pădure și curățăm acolo niște... curățăm deșeuri și iată, uite cât de verzi suntem noi. Când top managementul, toți 10, au niște bolizi cu motoare de 4 litri care consumă 30 de litri de combustibil. Deci trebuie să fie o corelație pe bune, tinerii nu mai suportă discursul dublu. Adică să zici una și în realitate să fie alta. Nu mai merge. Ar trebui să fie pe bune. Faceți pe bune CSR și o să avem cu toții de câștigare.
A doua, ar trebui să existe o corelație vizibilă între activitatea desfășurată și rezultatul final. Tinerii să înțeleagă că dacă lucrează în compania respectivă, în ce fel ei au de învățat, în ce fel ei se dezvoltă, în ce fel societatea va fi mai bună pentru că eu lucrez în compania asta. Asta e ultimul slide. Noi am dezvoltat o structură, v-am zis și astăzi luni am cercetat și apoi am ajuns la o structură de curs. De fapt, sunt două cursuri. Unul care se adresează tinerilor și încercăm să-i ajutăm să înțeleagă cum funcționează cei care sunt manageri din generația anterioară, nu neapărat manageri, cei care sunt din generația anterioară, de ce funcționează așa cum funcționează și de ce se poartă așa cum se poartă. Și desigur avem o structură și invers, how to lead, adică pentru cei care sunt din generația anterioară și încearcă să găsească modalități mai bune de a lucra cu tinerii. Cred că e suficient. Acum, întrebări, mă rog. Mai putem să vă mai putem. Felicitări pentru prezentare. Mulțumesc. Până vine prima întrebare, este a mea. Ce e de făcut? Ce e de făcut? Parțial am spus. În primul rând trebuie să acceptăm. Trebuie să acceptăm o realitate. E o povestioară pe care cred că o știți cu toții, cu cei 5 ore pe care merg în deșert și se tănesc un elefant și nici unul nu mai văzuse, înțelegeți, cu ghilimele de rigoare, nu știa ce era un elefant. Și ajung să pipăie. Primul ori pipăie trompa și zice asta e o șarpe, al doilea ori pipăie urechea și zice aia e o pasăre, al treilea ori pipăia coada și zice asta e un cal, în fine. Adevărul se vede diferit de unde ești, din ce unghi ești. Dacă ești X, ai o anumită structură mentală, determinată de mediul în care tu ai crescut. Ai un anumit standard, anumite valori care s-au setat profund și care, da, evoluează, dar unele dintre ele rămân acolo fixate pentru multă vreme. Și atunci, da, trebuie să înțelegem că adevărul se vede diferit dacă stau aici sau dacă stau aici. Și ne uităm la același lucru, ăsta ar putea să vedem lucruri diferite. Și atunci, hai să încerc, să ne așezăm la masă, a mai fost discuția asta astăzi, să ne așezăm la masă, indiferent din ce generație suntem, să vedem care e interesul comun, pentru că și tinerii au nevoie de noi care suntem din alte generații și noi avem nevoie de ei. Și o să vă mai spun una, noi avem mai multe nevoie de ei, pentru că viitorul, evident, va aparține vouă tinerilor. Deci, discuția e clară. Ei, o să vină și Z. Absolut, vine Z-ul din urmă și tinerii din generația Y o să aibă aceleași provocări pe care le avem noi când o nouă generație care de data asta la 3 ani avea tabletă. Tinerii din generația Millennials Y nu au avut tabletă la 3 ani, au avut tabletă la 15 ani. Tinerii din ziua de astăzi au 10 ani de Facebook. Când o să vină cei din generația Y vor avea 20 de ani de Facebook. 25 de ani de Facebook. O altă structură. Creierul se configurează în așa fel încât noi să facem față mediului în care operăm. Creierul e o mașinărie superbă care ne asigură supraviețuirea și se configurează în funcție de mediu. Creierul unui copil care s-a jucat șotronul și lapte gros se configurează diferit decât al unui copil care se joacă pe tabletă. Și fără să zic aici că ar fi rău sau bine să faci una sau alta, sper că nu ați înțeles asta. Întrebări. Stai puțin, stai puțin, că vine acum imediat. Nu te auzi. Nu te auzi, dar te auzi asta. Ok. Sunt conștienți managerii cu care lucrez că organizațiile lor s-ar putea să ai foarte probabil să intre într-o mică, mare criză, pentru că nu știu să gestioneze acești angajați din generația Y. Pentru că asta, problema asta am mai auzit-o și destul de des în ultima vreme. Și organizațiile nu par deloc pregătite. Nici măcar cele multinaționale. Adevărul undeva pe la mijloc, adică în adâncul sufletului, fiecare X știe ce am spus eu mai devreme. Că vremea noastră, mă scuzați, sună trist, apune și vremea voastră urmează să vină. Asta e evident. Dar de la a ști până la a face, sau până la a putea să o faci, e o cale lungă, e prăpastia aia, gap-ul nou in doing.
O știm, dar e greu să o facem. Credeți-mă, eu sunt, cred despre mine că sunt flexibil la minte. Și mă așezam la masă cu tineri millennials, generația Y, și începeam să discutăm. Și l-am dat mai enervat. Mă scuzați. Da, știu, trainerul ideal nu se enervează, e un fel de zeu care... Da, eu nu sunt ideal, eu sunt un trainer oarecare. Și eu mă enervam. Și mă prindeam că mă enervez și începeam să vorbesc cu mine. Aveam așa o discuție, ca o nebună, ziceam, băi, Radule, cum ar fi? De ce te-ai enervat? Ce te-a răcâit așa tare? Ce a zis tânărul? Și era vorba de valori. Când vine vorba de valori, e foarte greu să acomodezi ceva. E foarte greu. Se vorbea dimineața de alinierea valorii. Da. Nu știu cum e exact în teorie, dar în practică e un naibii de greu. Pentru că ani și ani de zile lumea a funcționat într-un fel și acum iată, uite că începe să funcționeze altfel. Pentru noi e greu. E foarte greu și avem nevoie de ajutor și de la voi, de la tine. Pentru că nu, voi sunteți cu mintea mai flexibilă și mai capabil să vă mișcați stânga-dreapta, iar noi avem multă experiență. Hai să le punem împreună ca să iasă ceva minunat. Deci răspunsul este că ne prindem, dar ne e greu să acceptăm și în toată lumea e problema asta. Corporațiile se vor mișca de nou primele pentru că au resurse și se studiază mult, mult fenomenul ăsta, se vorbește mult despre România. Există industrie întregi care vor avea probleme uriașe, inclusiv la noi, știu. Tinerii, nu, spunea cineva din industria auto, nu mai găsim tineri care să fie șoferi. Nu mai găsim. Și există deja o soluție. Știți care e soluția? Tiruri autoconduse. Se fac deja teste. În 10 ani de zile o să vedeți tiruri care se conduc singure. Pentru că tinerii nu mai vor să facă genul ăsta de meserie. E un adevăr. Pot? În studiul pe care ați făcut, i-ați întrebat pe cei din generația Y ce avea de învățat de la generația X? Sau ce au declarat că avea de învățat de la generația X? Au declarat... Deci declarațiile au fost așa, da, i-am întrebat. Și răspunsurile au fost pozitive, adică ei spun știm că avem de învățat și noi am învățat foarte mult de la părinții noștri. Numai că ne lovim de un fel de barieră. Eu personal, eu, Radu, cred că bariera asta e din cauza că, iarăși, probabil că nu știm cum să comunicăm, nu știm cum să întrebăm. Tinerii se lovesc de o barieră atunci când vor să învețe ceva, spun ei, asta e declarația. Bariera lor. Bariera tinerilor. Nu, o barieră care vine de partea adulților, adică adultul... Acelorlalți. Da, acelorlalți. Adulții nu le spun, nu le spun așa cum ar vrea să spună. Mi se pare... Doar un pic. Mi se pare interesant cum persoane generația X sau baby boomers se poartă într-un fel acasă cu copilul lor și se poartă complet diferit altfel la birou cu copilul al cuiva. Wow! Cum e asta? Mi se pare complet în regulă. Adică copilul meu, da, e ok să facă, să nu facă ce a făcut mami, să nu sufere ălea, să nu, să aibă o viață bună, lumea e a lui, super, puiule, bravo, e cel mai tare. Și apoi vine copilul al cuiva, care ghiși cum se poartă. Fix la fel că părinții lui l-au învățat așa. Să faci ce-ți place, poți să faci orice, lumea ta, puiule. Și adultul de data asta, care și-a luat o altă pădărie, nu? Are un alt rol acum, nu mai e mami, e manager. Are niște lucruri de făcut. Și ia te uită. Se constată că genul ăsta de abordare nu funcționează bine. Da. Hai să ne asumăm vina. Copiii din ziua de astăzi sunt copiii noștri, a X și a baby boomers, și se comportă așa pentru că mediul s-a schimbat și pentru că au primit o educație de un anumit fel. Și când zic că se comportă așa, nu înseamnă că e rău. Înseamnă că e altfel. Ce au spus că nu avea de învățat? Ce au spus că nu avea de învățat? N-au definit exact, dar spuneau că sunt conștienți de faptul că experiența anterioară este utilă într-o oarecare doză. Ei spuneau într-o oarecare doză pentru că, de asemenea, am avut și răspunsuri în care ziceau experiență da și nu, că știi ce știați voi s-a cam dus. Știi? Vine Google acum, s-a spulberat tot, alea sunt deja povești cu zâne. Spuneau că au de învățat despre relaționare umană. Asta mi-au spus că da, uite, am putea să învățăm de la voi despre relaționare. Am putea, nu știu exact ce, sincer să fiu. Mulțumesc, Radu. Mulțumesc și eu. Interesant.
din nou pe gânduri. Sper că v-a plăcut. Sper că plecați acasă cu multe idei la care să căutați, nu știu, rezolvări, răspunsuri. Dar până plecați acasă, vă invităm la masă. Și putem să mai vorbim, să mai discutăm pe un patru. Și vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Ne vedem la următoarea ediție, la anul, la Management 360. Vă mulțumesc! Mulțumesc.